Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mi urmăriți episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal de YouTube și bineînțeles nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, o aveți aici în stânga jos, pentru a ne strânge și acolo și pentru a ne forma o comunitate cât mai mare de jupâni. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea jupânilor, suntem la fermă și astăzi, după cum știți din episoadele trecute, am zis că am început treaba la biserică, micul șantier la biserică acolo, să facem curtea mai frumoasă și astăzi, bineînțeles, o să mergem și noi pe acolo. Pentru că trebuie să ducem un mic compactor, așa că haideți să ne suim în Hilux, să-l pornim, să-l băgăm în marșalier puțin, pentru că vreau să-l scot de pe aici un pic ca să scot, bineînțeles, și mâncarea pentru... De fapt, s-o iau, s-o... Da, mai bine o ducem, direct la stână. Așa, o ducem direct la stână, lăsăm sacul cu mâncare de găini, bine. Asta e greu aici și îl ducem direct la găini. Ia să dăm un semnal, hop, ușor, și am plecat cu Hiluxul. Luăm, bineînțeles, luăm platforma și mergem după compactor. Compactorul este la magazin, aici la noi în sat, bineînțeles, și mergem repede, la ducem frumos la șantier acolo. Deja sunt vreo 4 lucrători sau 3 la biserica pe acolo. Frumos, ia, hai să urcăm și noi panta pe aici cu Hiluxul. Hiluxul ăsta e nebunesc tare. Ia uitați, hop, să lăsăm frumos aici, să descărcăm și noi sacul. Ia să vedem, băgăm în marșalier. Dăm, de fapt, ia să ne dăm jos. Ia uite-l și pe bobiță. Bobița noastră nu are treabă, e jucăuș. Atât, să dăm jos asta, dăm jos cureaua și să luăm sacul de aici. O, bă, e destul de greuț, într-adevăr. Îl lăsăm aici și o să dăm, bineînțeles, de acum și din sacul la mâncare. Bun, acum ia să tragem bena, să ne suim înapoi în Hilux și să luăm, să cuplăm, bineînțeles, platforma ca să aducem și noi compactorul. Atâta, băgăm în marșalier și... Stai un pic. Ia să vedem. Atâta, încă puțin și... Gata, hai că l-am băgat și în marșalier. Să cuplăm frumos la Hiluxul aici. Fac tot ce trebuie. Și am plecat după compactor. Ia să băgăm în viteză. Aducem compactorul ăla. Am luat Hiluxul că e destul de greuț. Și am zis, băi, nu chinui nici Loganul și... Da, am mai fost cu papucul și am zis să mai scot și Hiluxul, că oricum e puternic și duce el o grămadă. Trage de rupe, oricum. Ia să lăsăm mai ușor pe aici. Hop. Avem suspensii bunișoare, dar nu vreau să le stric așa deodată. Trebuie să ai grijă și de mașină ca să-ți țină mult. Că na, trebuie să-ți țină până la urmă, că e o mașină cumpărată de nou nouță. Și vă dați seama că trebuie să ai și grijă de ea ca să meargă binișor. Ușor. Avem remorca, dar în curbe vă că stă oricum destul de bine Hiluxul. Stă pe curbe, n-are treabă. E chiar bine. Uitați, avem 120 și mergem și avem și remorca, n-avem nicio treabă. Bine, nu-l mai înmân eu atât de tare că nu vreau să intru într-un șant sau ceva. Așa că mergem puțin mai ușurel ca să avem și noi grijă pe aici pe spate. Păi și da, jupânilor, săptămâna... Asta o să trebuiască să băgăm și la semănat. Chiar astăzi o să mergem și la semănat. O să trebuiască să băgăm săptămâna cealaltă care vine la treierat, că mai avem câteva bucăți pe care trebuie să le treierăm în curând și o să le băgăm la treierat, bineînțeles. Zilele astea ne-a mai ocupat cu pădurile. Bine, săptămânile astea ne-a mai ocupat cu pădurea, ne-a mai ocupat cu treburile pe șantier. Na, am mai vândut și lemne, vă dați seama. Am făcut bănișori. Bine, m-am mai ocupat, am mai fost la Arad puțin, am mai fost la... dat cu
scarificatorul și am mai mers pe câmp, dar de săptămâna viitoare o să ne apucăm iarăși în treabă. Treaba de aia mare pe câmp. Ia să vedem. Ușor. Lăsăm jos astea. Ne dăm și noi jos frumos. Atât. Și haideți să încărcăm compactorul. Ia uitați-l aici. Compactorul nostru pe care trebuie să-l ducem la șantier. La micul șantier de la biserică. Atâta. Eu mă descurc cu el, că am mai mers cu compactorele astea pe șantier. Chiar și cu alea mare a fost. Atunci când se lucra la asfaltul ăla, din legătura dintre sate, atunci am mers cu compactorul ăla mare, când s-a făcut asfaltul. Ia, e destul de greuț totuși, că vă dați seama, e mic el, dar să știți că e greuț. E destul de greu, dar nu știu cum să-l las mai în spate, mai în față. De fapt, ia să-l las eu mai așa. Lați așa, să facem noi o mișcare mai șmecheră pe aici. Dar nu știu cum să-l pun, ca să stea mai bine. Și mai atât. Eu zic că-l las mai pe spate decât... Atâta, îl lăsăm mai pe spate dacă... A, exact așa vreau să-l las. Îl oprim, ne dăm jos. Îi dăm aici o legătă, dar n-are nicio treabă, că e destul de greu. Să ne urcăm înapoi în Hilux, tragem ușa, ridicăm alea de sus, pac, și am plecat. A, să vedem noi, să ne întoarcem pe aici, ducem și noi acolo un pui de compactor. Că na, până la urmă sunt și compactore de alea mare. Uite, se simte, jupânilor, se simte când avem ceva greutate în spate. Bine, nu foarte tare, că vă dați seama, edita mai Hilux-ul. Ia uitați, dar tot se calcă. Hilux-ul tot se calcă în viteză și ia uitați. Deja avem 80, dar nu-i dau mai tare. La plecare se simte, când rest, la viteză îi dă de rupe. Ia uitați. Bine, până la urmă, la orice mașină, la orice tractor, când ai o greutate mare, se simte de pe loc, dar în rest nu ai treabă. Dacă ai cai mulți. Noi la Hilux-ul ăsta avem 204 cai. Sau 200 de cani, nu mai știu, motor de 3.0 diesel, dar rupe motorul ăsta, trage. Când te împotmolești cu un excavator sau cu un tractor, poți să chem Hilux. Dacă ai un Hilux, merge de rupe, să știți. Ia uitați, cu compactorul frumos pe aici, pe acolo. Atâta, ia, dăm un semnal la dreapta și mergem direct pe șantier ca să... Ducem la băieții compactorul să-și termine treaba pe acolo. Au mai asfaltat, au mai... De fapt, mai mult, au mai cimentat, că e mai mult ciment ăla. Și am zis, băi, punem ciment cu asfalt frumos amestecat, să fie treaba acolo, să reziste, vă dați seama. Dacă puneam numai ciment, nu prea rezistă așa mult timp. Se crapă, dar și asfaltul cu cimentul amestecat, eu zic că rezistă mai multișor. Și o să fie treaba bună pe acolo. Ia, pe unde să o luăm? Să o luăm tot pe aici? Mai aș lua-o tot pe aici, cred că. Atâta. Bun. Ia, pac, dăm un semnal, facem și o poză frumos, hop. Ia, uitați. Bam cu Hilux-ul. Bun, o luăm acum la dreapta. Bineînțeles că pe la dreapta trebuie să o luăm ca să ajungem la biserică. Și ținem ulița tot în față. O ținem tot în față frumos. Cred că băieții mă așteaptă să vin, că le-am zis că o să vin astăzi cu compactorul. Le-am zis, băi băieți, astăzi vin cu compactorul frumos și să terminăm treaba pe acolo, că mai avem, cred că în jur de o săptămână, până terminăm tot. După aia punem niște gărdulețe frumos, tundem iarba, mai plantăm niște puieți de brad, de copăcei, o să vedem că o să iasă frumos, zic eu. Ia să o luăm la dreapta frumos. Atâtica. Ia uitați, jucurilor. Am adus și compactorul. Ia uitați, băieții, pe aici. Uitați, au asfaltat, au cimentat, au pus și pe aici ceva. Și hai că am adus și compactorul. Acum să facem o altă șmecherie. Ia să ne întoarcem noi. Atât, la stânga. Ne întoarcem cumva. Și... Ia să facem noi. Băgăm în marșalier și ducem compactorul lângă excavator acolo. Atâta. Ia uitați. Pac. Am adus, facem și o poză frumos. Și da, acum să dăm jos compactorul, bineînțeles. Dăm jos compactorul de acolo. Oare trebuie să trag mai așa Hilux? Da, lăsăm deocamdată așa. Bun, ne dăm jos. Ne suim în compactor. De fapt, să-l dezlegăm de aici mai întâi.
Pac, îl dezlegăm, îl pornim și ne dăm compactorul jos de pe platformă. Ia ușor, ușor. Nu mă așteptam să se manevreze, să se manevreze chiar atât de ușor. Se manevreze chiar, chiar ușor. Bun, gata, îl lăsăm frumos aici. Să trăiți, domnilor. Spor la treabă. Ia să mergem și noi acum în treaba noastră. Că mai avem de treabă. Mai avem noi de treabă. Bun, tragem frumos și astea sus. Și am plecat. Bun, acum le-am adus și compactorul la băieți. Cam așa a ieșit până acum, au cimentat, au pus de jur împrejur ciment la temelia acolo la biserică. O să urmeze și drumulețul ăsta să-l cimenteze sau o să punem și piatră, o să vedem cum o să... Și după bugetul primăriei, bineînțeles, dar avem bănișori. Avem bănișori, așa că nu trebuie să ne speriem, că nu avem bani, că chiar sunt bani la buget primăriei. La bugetul primăriei... Bine, dar nu vreau să-i cheltui... Chiar pe toți, că mai este de făcut prin comună destul de multe treburi și nu poți să-i cheltui așa deodată pe toți la un mic, la un mic șantier, pentru că na, după aia n-aș mai avea bani să zicem să mai fac un șant sau să mai fac nu știu ce. Așa ușor cheltuim o parte aici, o parte la biserică, o parte în alt șantier, o parte, nu știu, mai facem un șant, mai plantăm ceva, copaci, deci... Peste tot trebuie câte puțin. De fapt, ia să urcăm noi direct pe aici. Atât. Îi dăm direct pe aici ca să nu mai o luăm pe acolo pe la uliță și să punem exact pe aici Hiluxul și platforma. Gata. Lăsăm frumos aici Hiluxul și platforma, îl oprim. Să ne dăm și noi frumos jos din mașină. Gata. Și acum să luăm frumos UTBS-ul, bineînțeles, că am zis că astăzi mergem la semănat. Ia, avem plină semănătoarea. Îl pornim. Selectăm de pe acum grâu. Selectăm de pe acum grâu. Ca asta vom semăna. Și îi dăm blăniță. Băgăm în viteză și am plecat. Pornim și girofarul să fie acolo frumos. Tot ce trebuie. Și am plecat la semănat, jupânilor. Mergem la semănat, hop, avem o parcelă tot pe acolo pe lângă stână, pe care vreau să o semăn astăzi, chiar astăzi, că oricum mai am parcele de semănat și zic, băi, cum să nu mă bag, mă bag la semănat astăzi și termin parcela aia acolo de lucrat. Da, să-i dăm noi blăniță cu UTBS-ul, uite ce merge și UTBS-ul, merge și UTBS-ul ăsta de rupe. Urcăm, de fapt urcăm, nu, urcăm direct pe aici mai bine. Da, e cel mai aproape pe aici. Hop, ușor. Atât, să nu ne bușim în gard. Sau un tomberoane să le dărâmăm, că e destul de mare semănătoarea asta și trebuie să ai grijă cum mergi pe aici, mai ales prin drumuri strâmte. Totodată scoatem și UTBS-ul ăsta albastru. În vloguri nu l-am mai scos, dar scoatem acum, nu-i problemă. Nu-i problemă mare. Hop. Lăsăm pe aici și îi dăm blăniță. Ia uitați, cât de frumos. Printre copaci, printre pom pe aici. Și îi dăm. Și îi dăm bine. Ia uite ce merge UTBS-ul ăsta verde. Se asortează cu iarba. Da și semănătoare verde, de păioase. Merge, n-are treabă. Avem aici un teren exact pe care l-am dat cu cultivatorul... combinatorul, de fapt, acum ceva timp și am zis, băi, hai că-l bag și la semănat. Acum ia să-l băgăm frumos, ne băgăm aici în bucată. Asta e bucata, o vedeți, e dată, e biscuită, e dată combinatorul cu tot ce trebuie. Să ne urcăm înapoi în UTB, lăsăm indicatorul de brază dacă e nevoie, dar hai că-l lăsăm și să pornim, bineînțeles, semănătoarea. Ia să plecăm noi acum. Uite ce frumos dăm cu semănătoarea. Prea frumos. UTBS-ul îl lăsăm într-o viteză și îi dăm. Că UTBS-ul ăsta merge bine. Nu m-a dezamăgit de când îl avem de atunci. Cu el am început ferma și cu ăla roșu, care acum l-am vopsit și albastru. Cu ele două am început ferma aici. Acum 2 ani și ia uitați, numai bine. Am ajuns destul de bine, zic eu, cu
cu fermă. Eu zic că am ajuns destul de bine și în continuare o să ne străduim să ajungem și mai și mai bine, să avem ferma și mai mare, utilaje mai multe, că așa e, până la urmă trebuie să ne dezvoltăm cu toate pe aici prin fermă. Dar unde pe scurile nu m-au dezamăgit niciodată, de când le am eu, niciodată nu m-au dezamăgit. Ia uitați, acum am pus semănatul, mâine cu aratul, cu discuitul și tot așa, cu treieratul. Asta ne... Opt, că mai aveam puțin până în capăt, gata. Acum. Să ne întoarcem frumos și să ne băgăm iarăși, că mai avem puțin. Atât. Și îi dăm pe aici. Lăsăm acum frumos iarăși semănătoarea. O pornim și îi dăm. Atâta. Cu mai bine. Pe aici. Ușor. Păi da. Cam atât a fost, jupânilor, și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.